Ora 9, bună dimineața, bine v-am regăsit la ziua live, alături de mine, prin telefon se află primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, domnule primar, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Că o dimineață așa mai optimistă, mai plină de viață. După. Eu nu v-am văzut aseară pe stadion. Nici eu, așa cum v-am spus că nu v-am văzut, așa că n-am ce să vă comentez. Dar pot să vă spun că din 1965, de la ultima Cupa României câștigată, n-am mai simțit. Noi nu eram născut la vremea aia, ne-am născut după aia, așa că le mulțumim băieților pentru bucuria asta pe care au adus-o orașului, pentru că cinstesc Universitatea Cluj acum la revenirea pe prima scenă fotbalistică a țării. Îi felicit din tot sufletul, îi mulțumim lui Neluțu Sabău din nou pentru echilibru, calmul și dedicarea pe care o are pentru aceste culori alb-negru, lui Radu Constante de asemenea mulțumiri și tuturor celor care într-o formă sau alta sprijină acest club, sponsorie și evident galerie și suportere. Iată că la revenirea pe prima scenă fotbalistică a țării, această echipă minunată reușește o performanță absolut uriașă. Ajunge în finala Cupei României, nu este în îndemâna oricui și, repet, acum la revenirea pe scena fotbalistică a țării, e o formă de respect pe care acești jucători le aduc clubului atât de dragă. Bine, obiectivul a fost, haideți să spunem așa, salvarea de la retrogradare. I-am vorbit și ieri și cu Neluțu Sabău și cu Radu Constante, le-am transmis înainte de meci jucătorilor încredere că pot să atingă acest obiectiv istoric pentru universitate, așa de că au reușit, dar și după meci am vorbit cu Neluțu Sabău și amândoi am rămas la aceeași părere că obiectivul zero al nostru rămâne menținerea în prima ligă națională, care devine tot mai ușor de atins, dar încă nu este atins. Ne mai trebuie câteva puncte, victorii și sunt convins că stă la îndemână. Deci nu uităm că acest obiectiv rămâne în continuare cel mai important al nostru, menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc. Dar cu atât mai bine când vine și o victorie la care nu te așteptai, o performanță pe care n-ai avut-o în vedere, ea completează această sărbătoare a revenirii universității pe prima scenă a fotbalului românesc. Să nu uităm că CFR-ul se bate pentru titlu, basketul se bate pentru titlu național, fetele de la a doua victorie a avut și UBT-ul aseară în meciul cu Rapid. Să ne uităm că tot Clujul se bate pentru locuri de campioni. Haideți să luăm la fiecare în parte succes, pentru că toți suntem Cluj, așa spun, de fiecare dată, indiferent în ce sport, și trebuie să ne susținem unii pe alții. Și la fotbal, și la basket, și la fotbal feminin, repet, sunt reușite care arată performanța acestui oraș și, repet, faptul că toți suntem Cluj. Când suntem între noi, acolo putem avea favoriți, asta este viața până la urmă în sport, cu fair play să ne susțin fiecare favoriții și la plus a demonstrat că și asta se poate. Am avut meciuri de elită între UBT și CFR din perspectiva comportamentului, Dar și aseară, știți ce nu am înțeles, domnule primar? La finalul meciului au venit jandarmii acolo în fața tribunei 1 și au făcut un cordon. N-am înțeles de ce. Pur și simplu, mie mi se pare așa aiurea, pentru că atmosfera a fost foarte liniștită. Amintiți-vă că meciul de la Arad n-a fost unul simplu. Amintiți-vă ce s-a întâmplat acolo, știți? Da? Pe fișa postului au obligația să prevină, că de aceea sunt forțe de ordine să prevină. După aceea, dacă n-ar fi prevenit, spunea, dule, dar n-ai văzut că au fost niște incidente cu suporterii de la UTA acum ceva timp. Adică, haideți să ne uităm la partea plină a parului, când oamenii își fac datoria, e ok, asta este. E bine să previi decât să lasă să... Am văzut și declarații în presă. Dacă am câștigat Cupa României, ceea ce ne și dorim, nu putem juca în cupele europene, nu e dureros. Nu știu chestiunea aceasta, că nu m-am ocupat de așa, n-am informații. Le luăm pe toate pe rând,
nu vindem pielea ursului din pădure, le luăm așa de fiecare dată. Eu așa am fost obișnuit de prin 2016, când am revenit cu Radu Constantea și cu rectorul Universităților Clujene, atunci când am refăcut universitatea, practic, și am salvat brandul U. Amintesc că primul meci acum a fost cu unirea Tritenii de jos. Da, a fost, ați zis că aveți biletul și acum. Am biletul ăla pentru istoria, adică, repet, când o să ajungem în cupele europene, ăla, o să-l vând la licitație caritabilă, biletul acela pentru cineva nevoiaș. E istorie ce a făcut. Păi a mai fost acea licitație cu întâlnirea la o cafea cu dumneavoastră, nu știu, vreo 9.000 de lei, da, ceva, da, de genul. A fost o mare plăcere. A fost pe mare bilet plăcere, cât sperați să primiți? Dacă o cafea e 9.000 de lei, un bilet... Așteptăm maximul de performanță a Universității Cluj, atunci sigur va face foarte mult. Dar arată drumul ăsta sănătos pe care universitatea l-a luat. Și vedeți, o creștere sănătoasă, curată, o echipă fără complicații, cu o stabilitate financiară asigurată și de primărie și de sponsor financiară la nivelul la care ne putem permite toți. Noi suntem Paris Saint-Germain sau nici alte echipe chiar din Liga Națională, suntem departe de asta. Dar acest oraș își cinstește dorile al negru. Și mă bucur încă o dată că... Domnule primar, de excepție la Cluj. Dar tot la Sibiu va fi complicat de greu. Păi, până la Sibiu mai avem multe meciuri. Avem luni cu voluntari. Ia spuneți un pronostic, că până acum le-ați dimerit toate. Până acum le-am dimerit pe toate, dar mai lăsați-mă un pic să mai meditez pentru meciuri. Evident că îmi doresc victorie. Ce să vă spun altceva? Victorie ne trebuie și să închidem o dată. Dacă am câștigat cu voluntari, am stat mai liniștiți, da. Mult mai liniștiți. Da. Deci facem 3 puncte. Două victorii. N-am făcut calculul matematic, cred că ne mai trebuie pe două victorii ca să scăpăm de orice emoție. Dar ne trebuie câștigate pe teren punctele, așa că încă nu e. Păi, am bătut la Petrolul, i-am bătut greu pe Mioveni, la prima repriză a fost. Țineți minte ce v-am spus, va fi un meci foarte greu cu Mioveni, nu-l tratăm cu superficialitate la și altele. A fost greu, până am tremurat până spre sfârșitul partidei, că nu reușim să batem. Deci, acum puteți spune un rezultat și cu voluntari. Câștigăm? Păi 1-0 mi-e rezultatul, îmi place mie, îmi place mai nou. Dar repet, trebuie să fim atenți, că niciun meci nu seamănă cu altul. Uitați-vă la Real Madrid, echipă care a ajuns deținătoarea titlului european, pierde cu 4-2 la Girona, da? Bun, credeți că din sezonul viitor vor fi mai mulți sponsori? Tot timpul ați discutat, haideți să zicem, când a intrat universitatea, ați făcut lobby să vină cât mai mulți sponsori. Voi face în continuare acest lucru. Mă voi bate pentru aceste culori al negru, pentru că mă bat pentru oraș și acest brand este al orașului. Eu sunt primarul acestui oraș, am o datorie morală să fac tot ce îmi stă în putință să susțin această echipă, pentru că proprietatea brandului, repet, aparține acestui oraș. Și în consecință, în limitele și în condițiile legii, așa cum a făcut-o și până acum, voi face apel la susținerea acestui club de forță și de tradiție al orașului. Și primăria, așa cum a spus, nu va sta nici ea deoparte, mie întotdeauna îmi place să cer, dar și să și ofer. Adică în același timp spun, da, uitați și orașul este alături de echipă, aveți toate argumentele să fiți împreună cu noi. Și sunt convins că acest fenomen va crește și le mulțumesc încă o dată a celor care și la bine și la greu, și mai ales la greu, au fost alături de culorile alb, alb-negru. Uitați, noi ne-am calificat în finala Cupei României, aici mă refer la Universitatea Cluj, mai avem, haideți să spunem, un pas și jumătate și stăm liniștiți și de retrogradare. Nu vom merge nici măcar la, haideți să spunem, acel baraj. Dacă... Nici nu discutăm, adică nu avem în evident, nu, ultimele patru locuri, out, cele ultimele patru, nu intră în analiza noastră, de acolo încolo discutăm. Bun, în Schengen când intrăm, domnule primar, că ministrul de interne al Austriei a fost la... Amintiți o discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră. Eu mi-amintesc, mi-a spus că după 2024 încolo. Nu, țineți minte cu ce v-am spus, că v-am spus atunci, nu m-ați scris, m-ați luat la...
așa, la neîncredere. Am precizat păi, atunci analiza eu la nu v-am luat, eu nu am spus că nu am încredere în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar la presiunea, Spania pune presiune, toată lumea pune presiune pe Austria, iar ei stau în continuare bun, nemișcați. România merită intrarea în Schengen fără discuție. Să știți că tot rău s-are și un bine, peste tot unde merg în Europa, nu există cadru instituțional să nu se amintească România merită să fie în Schengen și acest lucru trebuie să fie realizat. Adică tot mai acută devine realitatea aceasta în Europa, că avem 26 de prieteni din 27. Nici Austria nu ne este dușmană în sens politic, să fim bineînțelești. Asta este negocierea în Uniunea Europeană. Nu este un dușman Austria pentru noi și nu trebuie să considerăm o țară ca vii dușman, o țară cu care încă avem de lămurit niște aspecte și care trebuie să înțeleagă faptul că România își are locul în Schengen pentru că deja se comportă ca o țară Schengen prin tot ceea ce face și în criza din Ucraina și prin securitatea pe care o asigură la frontiere. Deci asta e, hai să spunem, partea plină a parului că ne-am solidarizat 26 de țări din Uniunea Europeană. Da, dar degeaba sunt 26 dacă unul se opune. Până la urmă, Gerhard Karner a declarat că mai este cale lungă până când vom rezolva acele probleme ale migrației care le ridică domnia sa. Bun, nu vreau să mă mai cert, că acum e prea frumos momentul ăsta a victoriei lui Cluj și mai bine să lăsăm partea plină și pozitivă deasupra și la aia să ne gândim. Spun doar că asta e negocierea în Uniunea Europeană și asta trebuie să o înțelegem, că îți trebuie să ai 27 din 27 și nu 26 din 27. Că Jean Monnet spunea acum mulți ani la începutul fondării Uniunii Europene că mai bine să ne certăm în jurul unei mese decât un câmp de bătălie și pornind de la amenințarea războiului s-a creat Uniunea Europeană atunci și oamenii s-au așezat la masă și au spus mai bine să negocieze cum să utilizeze oțelul, cum se utilizează cărbunele în comun ca să nu se mai ajungă la un nou război și de la comunitatea cărbunelui și a oțelului s-a ajuns la Uniunea Europeană de astăzi, un proiect de pace și prosperitate, cum n-a mai avut acest continent și care trebuie întărit mai mult ca niciodată și în fiecare zi. Și asta înseamnă că și noi trebuie să negociem, pentru că apartenența asta noastră la NATO, la Schengen, la NATO, la Uniunea Europeană și apartenentul strategic cu Statele Unite sunt cei trei mari pilon de securitate care ne permit astăzi să respirăm democratic, să nu fim amenințați de rachete, bombe, așa cum din nefericire au vecinii noștri din Ucraina, și să le atragem tuturor atenția, tuturor partidelor politice sau curentelor politice de pe scena politică românească, că dacă vrem să ne pregătim viitorul nostru politic, acela nu poate fi decât tot acolo unde suntem acum, în NATO, în Uniunea Europeană, în parteneriatul strategic cu Statele Unite și nu în afara Uniunii Europene, așa cum unele forțe politice ar încerca să dea de înțeles că acolo ar fi viitorul României. Să se gândească la 1940, toți cei care vor România în afara Europei, să se gândească la 1940. Toți cei care vor România în afara NATO sau parteneriatului cu America, să se gândească la această... Bun, nu cred că vrea nimeni România nici în afara NATO, nici în afara... Ce înseamnă suveraționism aici? Ce înseamnă suveraționism? Spuneți-mi mie. Suveran înseamnă exact asta, de unul singur. Asta înseamnă. Și atunci ne mirăm că putem ajunge la riscuri de securitate dacă nu avem grijă de bunurile pe care le avem astăzi, ca să prețuim ceea ce avem. Că astăzi, datorită acestei apartenențe explicate cu greu de această țară și prin jertfa ostașilor români și pentru o muncă politică de 30 de ani de după Revoluție, suntem acolo unde suntem. Am făcut și noi ceva bun pentru fiecare cetățean al României, să păstrăm acest lucru. Evident că sunt probleme, dar că viața de zi cu zi e o provocare. În fiecare zi viața e o provocare și în Europa sunt provocări. Dar să vedem partea asta majoră, plină a paharului de care să construim, nu să tragem în jos. De asta mă refeream. Da, domnule primar, dar trebuie să... Deci, dacă suntem acolo, hai să intrăm și în Schengen. Dumneavoastră, da, așa ați spus. Nu, nici să nu visăm după 2024. Eu v-am spus atunci că aceea era analiza la rece în Europa, nu că mi-ar fi convenit mie, că nu-mi doresc. Bineînțeles că îmi doresc și eu mai mult ca orice român, că și eu când trecem în Europa mă simt discriminat când altul nu stă la nicio coadă, la nicio vamă, la nicio punct de frontieră. Și noi trebuie să stăm. Ca ce chestiune? Pentru că suntem în egală măsură cetățenii europeni care îndeplinim aceleași
condiții. Simt această injustiție. Ce se mai spun de mediul de afaceri, ce se spun de cei care trec zilnic, mama, fie cu tirurile, fie cu alte scopuri comerciale, care suferă și mai mult decât noi, care, hai să zicem, că suferim mai puțin, că mergem dintr-un aeroport în altul sau cu mașina la o vamă. Dar e nedrept pentru cetățeanul român și pentru munca pe care românii au făcut-o în acești ani pentru a îndeplini aceste condiții. Dar sunt convins că acest lucru va fi realizat. Trebuie doar să avem inteligența și tactul necesar să obținem cât mai repede cu putință. Și vom obține acest lucru. Evident că îl vom obține. Nu am niciun fel de îndoială că România nu va fi în Schengen. Este o chestiune doar de timp. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Viața, din nefericit, este chestiune de timp. Noi ne măsurăm în timp foarte concret, așa, în raport cu evoluția istorică, timpul trece mai greu, să se lasă așteptat. Domnule primar, vom fi acolo. Șantierele Clujului, în ce stadiu sunt? De fapt, și săptămâna trecută v-am întrebat de două, dacă le putem spune așa, restante, Iuliu Hațeganu, Seminarul Teologic Ortodox. Am văzut că la Seminarul Teologic Ortodox a intrat în proces de recepție, dacă nu mă înșel. Pe școli, bine că ați spus, sunt trei școli care se vor termina în perioada următoare. Acum, evident că am așteptat să le finalizeze la toate detaliile cerute de către școli. Pentru că fiecare școală a mai cerut pe ultimii metri ceva în plus. Ba să mai asfalteze curtea care nu era prinsă, nu s-o asfalteze, să o modernizeze cu gazon rulat sau să planteze niște copaci sau să-și amenajeze un alt colț didactic sau să aducă niște echipamente. Pentru că am spus că dacă tot facem o școală modernizată, o să facem de la A la Z și nu doar cu ceea ce poate a fost prins numai în proiectul european. Dar toate aceste lucruri acum sunt în fază finală pentru cele trei școli. Vorbesc aici de liceul sau seminarul teologic ortodox, care, repet, a intrat în procedură de recepție. Când se termină procedura de recepție la începutul săptămânii viitoare, se depune pentru avizul de la ISU. Ei au maxim 30 de zile timp la dispoziție să emită avizul. Cu cât îl emit mai repede, cu atât copiii intră în școală. Dar nimeni nu poate intra în școală fără existența tuturor avizelor la dosar. Urmează după aceea celelalte două școli, Iuliu Hațeganu și la mijlocul anului școala Iorga, care sunt, repet, în prag de finalizare la nuanță, lucrăm acum și pot să vă spun că dacă avem în vedere finalizarea și acestor trei școli despre care am vorbit, în ultimii 8 ani de zile am adus în Cluj, am construit, cum s-ar spune, 135 de noi săli de clasă și laboratoare. În plus, aceste 135 de noi săli de clasă și laboratoare au adus peste 2500 de elevi în plus față de ceea ce avea școala și școlile existente până la momentul acela. Înseamnă 8 corpuri noi de clădire, 8 corpuri noi, 7 corpuri supraetajate și modernizate, 5 corpuri modernizate. Adică înseamnă echivalentul, dacă ne uităm la o școală de aproximativ 400 de lei fiecare, înseamnă echivalentul la 6 școli. Deci am terminat în ultimii 8 ani de zile 6 școli cu aproximativ 400 de elevi fiecare. Deci vă dați seama câtă investiții a făcut Clujul, peste 40 de milioane de euro în ultimii 8 ani pentru susținerea demersului educațional. Și asta arată cât de importantă este educația pentru noi. La care mai adăugăm, atenție, 4 săli noi de sport, iar 4 săli de sport au fost extinse și modernizate. Acestea iarăși au fost făcute la școlile din Cluj-Napoca. Și din această perspectivă, sunt mândru că educația este pe primul loc la Cluj-Napoca, sunt mândru că și noi, administrația, putem contribui la performanța educațională de la Cluj și Cluj este și aici pe primul loc. Așa cum vorbeam mai devreme, că se bate Clujul din nou să fie campioană la basket, să fie campioană la fotbal, să fie campioană la fotbal feminin, să fie să câștige Cupa României. Da? De ce nu? Deci, asta este până la urmă frumusețea orașului, că suntem un oraș de excelență în domeniul inovării și IT-ul un oraș de referință, o puternică forță medicală a României și a centrului șesului european, un oraș
UNESCO din punct de vedere al filmului, o puternică respirație culturală și artelor creative, un oraș care dă tonul și ora exactă în domeniul financiar bancar, adică un oraș cu oameni care fac diferența în materie de calitate a vieții și dau șansă să trăim ce putem noi mai bine pe lumea asta, aici la noi, la Plus. Ne face cea mai bună situație cu putință să o avem aici la noi acasă. Deci revin aici la educație și încă o dată vă spun faptul că am investit 40 de milioane de euro în 6 școli noi, cu aproximativ 400 de lei fiecare. Prin asta spun că peste 2500 de lei deja sunt în plus la școlile pe care le-am creat în ultimii restul șantierelor, domnule primar, vreau să întreb. Aici vorbim de Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare, Cogălnicianu, zona universității. Cel mai complicat și mai greu este acesta de pe universității, pentru că se lucrează sub trafic și este intens trafic. Dar vestea bună și aici constă în aceea că la ultima ședință a Comisiei de Monumente s-a vizat și forma finală a repunerii pe soclu a statuii școlii Ardelene. În condițiile acestea avem forma așa cum trebuia să fie de la început. Păcat acel moment în care proiectantul a pus în practică un alt proiect decât cel care a fost aprobat prin concursul de soluții, dar după discuții de peste o lună de zile în Comisia de Monumente, îi felicit pe toți cei de acolo pentru că au reușit să dea o formă legală proiectului și să aprobe reamplasarea pe soclo Comisiei de Monumente a grupului statuar școlar Beleanu și în consecință acest lucru se va întâmpla, pentru că, v-am spus, trebuie făcute toate ca la carte cu aprobările legale necesare. Deci, inclusiv, acea zonă intră în fază finală de lucru, fiind cel mai complicat șantier, dar în același timp și cel care va face poate cea mai mare diferență dintre proiectele europene pe care le avem în lucru în momentul de față. Și acum, am spus, toate proiectele care au ca termen de finalizare 2023 sunt în grafic în acest moment, și nu avem derapaje, chiar dacă sunt probleme pe fiecare șantier care apar, probleme care apar în fiecare zi, determinate de foarte multe lucruri, de la o conductă pe care nu o aveai sau care trebuie să o schimbi pe parcurs, până la un post trafo sau de curent care trebuie să-l schimbi pentru a-ți asigura puterea necesară pentru prize electrice sau pentru stații de încărcare. Se schimbă orașul, se schimbă infrastructura. Orașul comunist n-a fost construit ca să ai mașini electrice și să ai nevoie de puterea asta electrică de care e nevoie acum ca să poți susține sistemul de prize electrice și sistemul de stații de încărcare pentru mașini electrice. Dacă tot vorbim de partea aceasta electrică și discutăm și de vinerea verde imediat are, dacă nu mă înșel, 2 ani la Cluj Napoca. Și continuăm, evident. Continuă, a fost implementată de o lună de zile și la Florești, iar ieri pe ședința de Consiliul Local din Apahida s-a luat în considerare au vorbit cu cei de la CTP pentru a implementa și pe zona de Apahida tot vinerea verde. Uite că lucrurile bune se molipsesc, adică se transmit prin exemplu luate de la ceilalți. A fost Clujul care a dat ora exactă, facea Floreștiu, bravo lor, nu am știut de Apahida, îi felicit. Ieri s-a discutat în ședința de Consiliu Local pentru implementarea vinerii. Îi felicit pe domnul Fati, bravo lui, e bine că se gândesc fiecare din comunitățile lor cum să vină cu o valoare adăugată pentru ceea ce înseamnă calitatea vieții pentru cetățenii pe care le reprezintă. Eu îi felicit și noi, ați văzut primăria împreună cu CTP-ul, am reușit să impunem o linie de transport în comun între aeroport și piața Mihai Viteazu. O linie foarte așteptată, domnule primar, discutăm de mult timp de acea linie. Da, dar toate vin la timpul lor, când le poți face sustenabile, ca să nu o pui o zi și a doua zi să o anulezi, pentru că ai nevoie de autobuz care să circule, repet, în fiecare zi acolo și pentru asta ai nevoie de autobuze și asta am făcut în continuare, am adus bani europeni
ca să achiziționăm și să avem autobuze care să ne ajute să deservim inclusiv această linie de transport între aeroport și piața. Adică marți va fi din data de 2. Intrăm și noi în rând cu lumea să ai un transport, să încep să ai un transport public de la aeroport. Mai ce pot să vă spun că ăștia în Uniunea Europeană au de acum 25 de ani conectivitățile, că oriunde mergi în aeroporturile mari, da, vedeți, domnule, ai cobori un etaj, ca să vă spun că să vezi de câte ori mă necăjești. Adică, și știu în ce direcție trebuie să mergem și noi. Cobori un nivel mai jos, mergi cu trenul, cobori un nivel mai jos, mergi cu metrou, stai la suprafață, ai transportul în comun, fie taxi, fie autobuz, și te duci oriunde vrei. Cam asta e regula jocului în toate orașele mari europene. Noi suntem în spate, dar măcar mergem în direcția corectă. Mergem în direcția corectă, dar de ce la noi lucrurile se întâmplă foarte, foarte greu? Hai, din nou e o discuție despre istorie. De ce noi l-am avut Academie la 1864 și alții au avut-o la 1640 din Academia franceză? De ce? Puneți-mi și mie. Da? Are rost acum să ne luăm cu istoria la trântă și să o schimbăm. Să ne uităm de unde venim în ultimii 30 de ani, să ne bucurăm că am azi niște etape și că iată ne facem doi într-unul. Adică ne facem și infrastructura asta pe care alții o au de ultimii 25 de ani, au deja făcută, că vorbim de metro, că vorbim de centură ocolitoare, că vorbim de șosele, că vorbim de linii de tren metropolitan, că da, ele au de acum 25 de ani. Noi facem și asta acum, facem și asfalt, vechea analizare, abecedarul, dar facem și internet de bandă largă, viteză de ultimă generație pentru 5G, adică să fim în ton cu lumea și pe partea noii tehnologii. De-aia noi trebuie să muncim mai mult. Și asta facem noi la Cluj. Pe de o parte ne facem și noi partea asta de infrastructură pe care, repet, alții au de cel puțin 25 de ani, dar suntem și în rândul lumii cu tot ceea ce înseamnă dimensiunea asta nouă de inovare, de oraș care merge spre direcție verde, nepoluantă, un oraș care pune accent pe calitatea vieții oamenilor, pe educație, prin sănătate, creând aceste locuri și făcând aceste lucrări care să ne situeze în secolul în care suntem. Asta putem face, să accelerăm evoluția, nu să ne lamentăm în fiecare zi, oare de ce la noi? Dacă stăm și ne lamentăm, ok, frumos, e bine, ne plângem în punct. Dar istoria nu o pot schimba. Pot însă doar să accelerez ceea ce avem acum, așa să facem acum în fiecare zi, că de-aia avem proiecte de 4 miliarde de euro, bani pe care într-o formă sau alta i-am adus și aducem din Europa să ne modernizăm orașul și țara. Și pentru asta fiecare să ne facem datoria și în asta constă forța Clujului. Da, vine 1 mai și sper că va fi vreme bună, cel puțin așa arată pe prognoză deocamdată, că va fi soare luni. Noi le spunem clujenilor că pe Valea Gârbăului cele 12 grătare sunt pregătite să sfârâie și vor avea la dispoziție apă, toalete ecologice și puncte de colectare a deșeurilor. Deci sperăm să petreacă în mod tradițional o zi relaxantă, o zi liniștită. Și dumneavoastră unde petreceți 1 mai, domnule primar? În Cluj, nu știu pe unde. Poate mă duc și până la maică mea la munte, nu știu pe unde, pe acolo prin Cluj și monitorizând ce se poate. Nu-l sărbătoriți tradițional cu niște mici. Pe măsură ce mai crești în vârstă, mai lași micii, că este mai ocup de sănătate și ai grijă de cele necesare. Dar, repet, nu sunt împotriva mâncării noastre tradiționale și care, cu moderație și cu echilibru, e binevenită. Totul este să dozezi corespunzător. Când ești mai tânăr, totul merge. Când ești mai încolo un pic, trebuie să fii mai atent, să te mai uiți și la o salată pe lângă mici, numai la muștar. Dumneavoastră sunteți vegan? E greu spus. Faptul că nu mănânc carne de vită, porc sau pui, nu mă consider vegan. Consider un om care încearcă să aibă grijă de sănătate cât poate, să facă un pic de mișcare și să fie un pic atent la ce mănâncă. Și asta putem face după o anumită vârstă. Asta nu înseamnă că am ceva prestabilit sau făcut pe baza unor convingeri de altă natură. Încerc doar să orientez și eu cât pot, atâta cât îmi permite timpul și resursa financiară, să mă orientez pe o mâncare cât mai sănătoasă cu putință, prin asta să mă declar că reușesc de fiecare dată să mănânc exact ca la carte. Da, încerc așa, în mare,
să evit o parte care știu că duce în colesterol și în grăsimi și care pun probleme de la o anumită vârstă, să combin cu un pic de mișcare cât pot, pentru că e cea mai bună formă de păstrare a sănătății și cea mai ieftină investiție pe care o putem face în sănătate, și să gândești pozitiv, să te concentrezi pe partea plină a paharului. Că dacă toată ziua te concentrezi numai pe lucruri negative și pe alte lucruri, atunci și starea de spirit și starea de lucru îți este afectată. Asta încerc să fac cât pot. Da? Domnule primar, 9:32, vă mulțumesc mult de prezența în emisiune și weekend invitație. Plăcut. Haide în continuare, Doamne ajută la meciul cu voluntari. Voluntariu să ne aducem punctele necesare. Mergeți la meci. Pună în lojă. Asta când e luni, așa? Da. Când e, da, voi fi pe stadion, ne vom vedea și să ne ducem, repet, punctele, să ne aducem punctele în sac, astfel încât să scăpăm de emoții pentru sfârșitul campionatului. Mulțumesc încă o dată de prezență. Petrece faină de 1 mai. Sănătate. Numai bine. La